toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Isaia 54:13. Implicarea în misiune este o prioritate la Integritas. 4 zile săptămânal, în cadrul unui program rotativ al departamentului vocațional, cât și în săptămâna de misiune a școlii, elevii sunt implicați în diverse proiecte misionare. Vizitează aziluri de bătrâni, orfelinate, prezintă diverse seminarii în școli, distribuie literatură, oferă teste medicale gratuite din casă în casă, la standurile ASEF sau la Caravana Sănătății, oferă sprijin practic în diverse cazuri sociale și multe altele. Este una dintre cele mai apreciate activități, pentru că oferă satisfacții inegalabile. Iată câteva impresii. Ce fain a fost astăzi din casă în casă! Am întâlnit oameni așa de primitori. Chiar ne-am rugat cu unii și au fost foarte bucuroși. Și noi am dat aproape toate cărțile. Foarte puține persoane ne-au refuzat. Unii chiar nu știau cum să ne mulțumească și ne-au servit cu suc și ceva dulce. O doamnă ne-a cerut să facem studii biblice și a spus că este în mod special interesată de sabat. Cred că sunt penticostali. Mie mi-a plăcut cel mai mult de copilașii de la școală. După seminar au venit la mine și m-au îmbrățișat. Erau așa drăgălași. Mă gândesc dacă nu cumva Dumnezeu are un plan să lucrez în viitor cu copiii. Nu știu, ceva învățătoare sau educatoare. Noi am fost 3 băieți să reparăm un acoperiș la o casă amărâtă. Sunt obosit, dar am meritat. Pe mine m-a impresionat la azil când, după ce le-am cântat, ne-am dus fiecare la câte un bătrânel să le dăm banane și să povestim un pic cu ei. Erau așa de impresionați. I-am spus unei doamne că Dumnezeu iubește și i-au dat lacrimile. Mi-a mulțumit și mi-a spus să mai venim. Ar fi super să avem 2 săptămâni de misiune! Și astfel se formează armata de tineri pentru încheierea lucrării Evangheliei. Cea mai mare nevoie a lor este să fie implicați în diverse moduri de slujire. Astfel, câștigă gustul și motivația pentru misiunea vieții lor. Tu, ce poți face în direcția aceasta pentru tinerii din jurul tău?